În primul rând, mulțumesc pentru titulatura de jurnalist și cred că sunt jurnalist de vreme. Și eu cred că ești jurnalist și cred că scrii foarte bine, Mihai. Adică am atâta cultură generală încât să știu cine e Mia Khalifa. Mă gândeam că și aici stai bine, așa? Fac parte din minoritatea aia. Sau e o normalitate, să știi. Altfel, e o bucurie ca de astăzi să fiu în echipa Agentul.ro și să pot să-mi aștept mendurile sau simțirile într-un editorial săptămânal și am început cu articolul ăsta pe care l-am publicat la miezul nopții, legat de noi ăștia, oamenii normali, cât am mai rămas. Eu cred în continuare că suntem o majoritate fără a pretinde că dacă suntem o majoritate, noi suntem cei care au dreptate sau așa mai departe. Nu, mă refer la partea asta care ar trebui să nu tacă atât de mult în această perioadă. Tocmai am dat un exemplu mai devreme de un articol sau o opinie foarte șeruită apropo de adunatul morților cu buldozere. Întotdeauna gălăgioșii, extremitățile vor face foarte mult, foarte multe valuri și nu mă miră numărul de șeruri. Așa cum nu mă miră nici enoriașii care se roagă la biserica unui invitat al tău de săptămâna trecută, un domn care vindea costume prin magazine acum niște ani, costume de bărbați, iar acum incită la nepurtarea măștilor în spațiile închise. Și eu am dreptul să nu fiu de acord cu purtarea măștilor într-un loc sau în celălalt, dar atâta vreme cât suntem cetățeni, avem și drepturi și obligații și dacă suntem cetățeni români, a trebuit cumva să ne, că ne place sau nu ne place, să ne raportăm la legile. Știi ce cred că mai contează, Mihai? Citind editorialul tău, printre alte pasaje care mi-au plăcut, mă uitam la faptul că ai făcut precizarea că cei mai mulți dintre noi nu facem parte nici din oculta mondială, nu ne-am calificat, îmi pare rău, dar nici din inculta mondială. Ceea ce mi se pare cea mai bună metaforă pentru perioada asta. E foarte simplu să preiei un mesaj foarte simplu, care ajunge foarte rapid la public cu nu în față, nu mai purta mască, nu bodniței, whatever. Nu, dar să ne aducem aminte că ieri, Mihai, le spuneam, apropo de Steinhardt, da, poate că n-a jucat la Steaua pe spate, dar Steinhardt vorbea de trei fenomene, de barbari și de invazia lor, de domnia proștilor și de tăcerea oamenilor cum se cade. Ori noi suntem fix în poza asta de moment. Noi ne-am împărțit în niște categorii și ne duelăm stupid când am putea împreună să fim cu adevărat mai aproape, nu trăiesc într-o utopie, mai aproape de ideea de echipă. Nu ne luptăm împreună cu ceva ce ne poate duce la durere prin moartea părinților noștri, a prietenilor noștri. Adică nu asta e ideea, să fim împreună împotriva unui dușman invizibil? Poate că nu. Nu, ce mă deranjează pe mine este că toți apostolii ăștia își iau niște clișee. În cazul invitatului tău de săptămâna trecută, Tus inimile, care este un mesaj din Biblie și îl duc într-o cu totul și cu totul altă zonă. Ei nu au argumente, ei funcționează doar pe baza unor clișee. Ok, Tus inimile, ceva în textul, în subtitul mesajului. E foarte ok cu susținim, dar nu poți să-l pui în fața unei mișcări de anarhie până la urmă. Și mai e ceva. Eu cred că e în regulă să fii normal. Și știi de ce? Pentru că, într-adevăr, de 20 de ani de când mă pasionează oarecare idee de echilibru și am observat și la tine transformările de-a lungul timpului și dorința de a rămâne într-o zonă echilibrată, pentru că asta vine din interiorul tău, nu e neapărat o poză de moment sau o mască pe care ți-o pui. Și tu spuneai foarte corect în editorial, normalitatea nu e un breaking news, suntem oameni care știu ce înseamnă asta, majoritatea nu face rating și totuși și una și cealaltă există mai mult decât în statistici. Tu știi la fel de bine ca și mine că dacă mâine înjur pe cineva pe pagina ta de Facebook sau pe Insta,
O să faci mult mai mult reach decât ai face cu o postare care pleacă din suflet, cu niște argumente pertinente, raționale, care țin poate mai puțin de cât de pasional suntem. Că așa e foarte simplu să ne apucăm să ne punem lături unii altora în cap. În acest moment câștigă însă cei care au gura mai mare și care merg pe un mesaj de hate, ori mi se pare că asta e adevărata luptă. Cum anume facem să schimbăm ceva din ceea ce se mai poate schimba, poate nu pentru noi, că știi, noi am apucat să trăim cât de cât frumos, dar pentru copiii ăia minunați pe care i-ai și tu și pe dar care... Nu. No. Eu cred că se poate trăi frumos inclusiv în cele mai grele perioade. Cele mai grele perioade ale istoriei. Adică trebuie doar să acceptăm prezentul așa cum este, să încercăm să ne facem în primul rând, așa cum spuneai și tu, să ne creăm un echilibru personal, pentru că toate dezechilibrele astea din spațiu public pleacă până la urmă de la dezechilibrele personale ale fiecăruia. Sigur că unii o fac pentru celebritate, alții pentru bani, fiecare... o glorie temporară. Da, dar cred că pe termen lung mesajele astea se vor întoarce împotriva lor. E trending, nu știu dacă trending-ul de pe YouTube. Valurile astea trec. Nu trebuie să-ți dorești să fii pe val, trebuie să-ți dorești să fii acolo tot timpul, chiar dacă nu ești într-o companie selectă cu Jador, Vulpița sau cine mai e în trending. Ne ferească Dumnezeu, aș zice. Ne ferească Dumnezeu, dar asta e realitatea. Asta e poza momentului. Da, și tu știi mai bine decât mine, Mihai, cât de greu e să rămâi într-o zonă de entertainment cu publicul, cu vedetele din România, cu aplecările pe care le avem. Noi avem doi politicieni care se duc la șaurma miezul nopții și se ceartă și înjură polițiștii despre ce vorbim. Care-i normalitatea? Unde am rămas? Și ăștia sunt parte dintr-o minoritate, așa cum ieri ai dat imagine cu petrecere din Vama Veche și poliția care trecea printre manifestanți, era să zic, printre... Exact, că părea o manifestație, să știi. Da. Aia era o minoritate. Eu am fost în weekend pe litoral, la câțiva kilometri de Vama Veche. Păi, cei mai mulți oameni, că au fost 100.000 sau cât ori fi fost pe litoral weekendul ăsta, cei mai mulți oameni au respectat niște reguli, așa cum sunt ele, bune, proaste, abuzive sau nu, dar cei mai mulți turiști s-au comportat civilizat. În continuare, cred că, și am văzut acolo la Vama Veche, nu cred, știu că am fost pe litoral. Reprezint o minoritate, la fel ca aia care, nu știu, s-au distrat la Mamaia. Eu n-am nicio problemă cu ideea de minoritate, nici nu m-ar deranja să fac parte dintr-o minoritate în sine, dar cred că e foarte frumos și rămân la ideea că am câteva cuvinte pe care mi le-aș tatua oricând, unul dintre ele este echilibru, iar al doilea este normalitate.